Ce se întâmplă cu copilul în cazul în care părinții divorțează? În primul rând, o corectură. Nu părinții divorțează. Divorțează partenerii de cuplu. Părinții vă dau o veste proastă sau bună, depinde. Nu vor divorța niciodată. Rolul de părinte nu are cum să aibă un divorț. Indiferent ce se va întâmpla, vom rămâne părinții acelui copil sau acelor copii până la finalul vieții noastre. Haideți să vedem ce se întâmplă cu copilul. Indiferent cum sunt părinții, cât de minunați, cât de special sau cât de, hai să nu folosesc termeni mai duri, nenorociți ar fi ei, copilul îi iubește în aceeași măsură. Își iubește și mama și tata. Și undeva, în momentul în care se produce un divorț, sufletul copilului este rupt. De ce? Dacă rămâne cu mama și o iubește și e de partea mamei, simte că îl trădează pe tată. Dacă rămâne cu tata, simte că o trădează pe mama. Acesta este un aspect. Un alt aspect este în momentul în care un părinte îl vorbește de rău pe celălalt părinte. Copilul suferă în acel moment. De ce? Pentru că el îl iubește și pe celălalt părinte. Și pe cel care vorbește de rău, și pe cel care este vorbit de rău. De ce? Pentru că așa este firesc. Copilul își iubește părinții. Atât știe el, atât poate el. Sufletelul lui nu știe să facă altfel. De aceea, varianta sănătoasă de separare, de divorț a unor parteneri care au copii, este ca la nivel de părinți să creeze o relație foarte armonioasă pentru binele mai înalt al copiilor. Să privească ce este în interesul copiilor, lăsând la o parte tot ceea ce ar vrea să îi arunce în cap celuilalt pentru că l-a făcut să sufere, lăsând la o parte toată nevoia de a avea dreptate în cazul în care simte că a fost nedreptățit, lăsând la o parte toate aspectele de răzbunare, de furie, de nemulțumire pe care le are față de partenerul de care s-a despărțit. Varianta corectă și sănătoasă pentru binele copilului este ca relația de părinți să fie frumoasă, să fie armonioasă și să pună pe primul și primul loc binele copilului. Părinți, dragi părinți, care decideți ca partener să vă separați, vă recomand să vă gândiți ce este mai bine pentru copilul vostru, lăsând la o parte toate orgoliile, aroganțele și nevoile voastre. Puneți copilul pe primul loc în relația de părinte, care va rămâne până la finalul vieții. Dacă vrei să discuți mai mult cu mine, contactează-mă în privat. Sunt Nușa Bugeac, psiholog.